Vine capitanul? Vine capitanul! Ma! Trimiți la bufe de Veneția! Ma! Trimiți! După care vezi pe pereți! În piață nu era nimeni! Pentru că, domnule Maior! S-a răzgândit și a plecat! Dar să mă răzgândiți o dată și vine repede, repede înapoi, domnule colonel! Cine e mosta? Păi, domnule general! E un ăsta, un frigider. Nu, e un monde, un tir, un tren, un bloc, un must. Canibale. Un aia, un ăla, domnule. Da, dacă te uiți așa la el, n-ai prea zice că e un blond spălățit, așa, crește ochii albaștri. Căprui. Crește o căprui. Adică, asta te ții, ții, ții. Scoate, scoate, fum! Și mamă, când te iau odată așa! Nu mă-și băga! Dar ce mereu ăsta de mine? Zice că îi faceți curte neloială. Ei, curte neloială, adică pășesc signorinii Flaminia. Da? Și tot el zice că el a fost primul. Și că îi ține sprice. Ei? Lui! Aha. Da. Da, dar ce? Ce e mai decât mine, adică... E mai rău? Nu l-aș putea să... Păi dau! Fii atent! Uite cum faci! Mândri, eu mă dau de partea lui... Mă, băsă-te! Nu! Fii atent! Nu! Eu? Da? Mai dă. El? Tu? Bă! Neata? Așa. Mai întâi, eu mă dau de partea lui. Nu! Eu mă dau de partea lui ca să zică că are spatele asigurat, să nu dea tot ce are de la început. Apoi, când lupta e mai întoi, eu mă dau înapoi și pe urmă mergem amândoi și-l lovim și-l dognim și... Și vreau mă facem pace, da? Îmi place! Na, mai vrei, mai na! Unde te găsesc? Te găsim noi pe tine. Păi mă găsiți aici! Iese, capitanul! Capitanul? Iese! Intră, Lelio! Dragă fiule! Iese, ești un destrăbălat! Iese, pantalon! Dragă fiule! Iese! Yes. Intră, Lelio Guțanii! Iubirea mă pasă și mă mai las. Mă pătrunde, mă ascunde, mă împrejmuie, mă peste tot, inspirația mă apasă, mă oprimă, mă apasă și mă lasă și mă ia din nou și mă înconjoară. Păi n-am rime. O, muza! Mă împinge, mă presează, mă apucă și mă duce. Hai mai puțin. O simt, o scriu și-o trimit. Așa mă apasă și nu masă, nu mai pot. O, muză! Da. Uite, ți-am scris-o eu. Stăpâne! Stăpâne! Domnul Arturo, Armando, Bernardo, Benito, Bastardo, Bartolomeu, Calderon. Hey,
da, vorbește tu, zic, da, da, e. Da. Stăpâne? Da, stăpâne. El te provoacă la duel? Eu nu am cu el în duel. Mâna signoriei familia. Serios? Trebuie să acționăm. Da. Îi scriu. Cum, stăpâne? Cum să-i scrii? Dacă îi dai două cadele la fii bărbatus? Da. Interesant. Eu nu mă cu el. Eu sunt poet. El e soldat. E un luptător. Nu mă bag. Aiurea, stăpâne. Aiurea, dacă te dai odată la el. Facem pantalon de frică. Serios? Și pe urmă, signorina Flaminia va rămâne impresionată toată viața. Da. Fiare, uite cum facem. Eu mă duc mai întâi, mă dau de partea lui. Hey! Nu, mă dau de partea lui ca să zică că are spatele asigurat, să-l dea tot ce are de la început. Iar apoi când lupta o fi mai întâi, eu mă dau înapoi, mergem amândoi, îl pomnim, îl cotologim. Cotologim, stăpâne. Hai să mergem să facem chestia care ai spus. Scena nouă. Apare o damă misterioasă. N-a venit. Asta e a doua oară când îmi lipsește în spectacolul ăsta. Ok. Scena 10. Colombina îi spune ceva lui signor Pantalone. Signorita! Signore, stăpânul meu m-a trimis să vă spun ceva. Da, mi-a zis că nu cumva să vă spun și altceva. Altceva nu o să vă spun. Da, o să vă spun totuși ceva. Iar dumneavoastră, nu o să-i spuneți că v-ați ceea ce trebuia să vă spun și nu o să-i spuneți că v-am zis ceea ce nu trebuia să vă spun. Ați înțeles? Da. Atunci repetați după mine. Nu o să-i spun. Nu o să-i spun. Că mi-a spus. Că mi-a spus ceea ce nu trebuia să-mi spună. Ceea ce nu trebuia să-mi spună. Nu așa. Nu așa. Asta spune tot ce spune. Asta spune tot ce spune. Spune că nu o să spui. Spune că nu o să spui. Păi nu spune. Păi nu spun. Păi nu spune, deci ne-am înțeles. Păi nu spun. Da, da, să vedem. Arici, signore. Arici, signore. Signore? Iese Pantalone. Scena 11. Apare o damă misterioasă. N-a venit. Scena 12. Duelul. Aha! Fiecare crede că va câștiga. Hai, stăpâne, știu că poți. Fă-l praf, capitane!